Eu cred că dacă ești aici, cu mâna stângă sus, și automat obții un pic această plecare a șoldului în față, dar o altă înclinare, despre înclinarea aceasta pe spate, da? Observați, dacă vă uitați la majoritatea, cam toți jucătorii de top, top 100, top 200, chiar și top 500, se înclină undeva aici, pentru că această chestie este, de fapt, te face să fii ca un arc. Bineînțeles, e nevoie de foarte multă pregătire fizică aici. Dacă sunteți cât de cât atletici, vă poate ieși chiar și cea mai mică flexare aici un pic spre spate, dar încearcă să nu îndoi neapărat mult spatele dacă ești flexibil la zona coloanei superioare. Apropo, și aici sunt exerciții de flexibilitate. Nu faceți lucruri dacă simțiți că vă doare ceva. Apropo, nu faceți lucruri atunci când simțiți că... Ideea este că vrei să te lași un pic pe